Bună ziua, dragii mei! În primul rând doresc să vă urez un Crăciun fericit alături de cei dragi, plin de bucurii, multă sănătate și fericire. Iar pentru ziua de Crăciun v-am pregătit un tort fără coacere, fără gelatină, foarte ușor de făcut, foarte cremos, un tort de lămâie cu biscuiți și ciocolată. Vă prezint ingredientele necesare. Voi folosi o formă de tort dezmontabilă în care am adăugat hârtie pentru copt. Forma ce o folosesc are ca diametru 17 cm și 7 cm adâncime. Voi unge forma cu puțin ulei alimentar, nu foarte mult, voi lua surplusul de ulei și vom lăsa forma puțin deoparte. Voi mixa 260 de grame de biscuiți cu ciocolată. Dumneavoastră puteți folosi biscuiți normali. Și îi voi mixa foarte bine. Îi voi adăuga într-un bol, iar peste biscuiți voi adăuga 150 de grame de unt fără sare. Eu am lăsat untul la temperatura camerei peste noapte și va trebui să amestecăm tot untul cu acești biscuiți. Untul trebuie să fie foarte moale atunci când îl veți adăuga peste biscuiți sau puteți să topiți untul. Am terminat de amestecat foarte bine biscuiții cu untul. Voi adăuga toți biscuiții în formă. Vom întinde foarte bine biscuiții pe toată forma, apoi vom apăsa foarte bine pe acești biscuiți, deoarece aceasta va fi baza acestui tort fără coacere, un tort de lămâie foarte gustos. Trebuie să nivelăm foarte bine acești biscuiți. Am întins foarte bine biscuiții și voi introduce forma în frigider. Eu mă voi folosi de un blender de masă. Dumneavoastră puteți să adăugați ingredientele într-un bol și să le amestecați cu telul sau cu mixerul de mână. Voi adăuga 250 de grame de cremă de brânză. Puteți folosi orice tip de cremă de brânză doriți. Peste crema de brânză voi adăuga 200 de ml de frișcă lichidă. Frișca trebuie să conțină cel puțin 35% grăsime și le voi mixa timp de câteva secunde la viteză medie. Am mixat timp de câteva secunde. Voi adăuga 400 de ml sau 400 de grame de lapte condensat cu zahăr. Linkul acestei rețete am să vi-l las în descriere sub videoclip. La fel, în descriere sub videoclip am să vă las un link mai multe rețete de torturi și de prăjituri fără coace. Voi mixa la viteză medie timp de câteva secunde. Voi opri blenderul, voi amesteca puțin compoziția pentru a mă asigura că laptele condensat se va amesteca foarte bine restul de ingrediente. La acest tort fără coacere nu avem nevoie de gelatină, dar o să vedeți ce consistență solidă are. După ce am amestecat, le voi mixa din nou timp de 5 secunde la viteză medie. Și voi opri blenderul. Vom adăuga 150 de ml de suc proaspăt de lămâie în timp ce vom mixa la viteză mică, puțin câte puțin. Nu trebuie să adăugăm tot sucul deodată. Vom amesteca puțin cu o spatulă, deoarece sucul de lămâie va închega foarte repede această compoziție. De aceea v-am spus că nu avem nevoie de gelatină pentru acest tort fără coace. Și vom mixa timp de 5 secunde, nu mai mult. Am terminat de mixat compoziția pentru tort. Am să vă arăt imediat ce consistență are. Aceasta trebuie să fie consistența ce veți obține după ce ați amestecat toate ingredientele. Și fără a o lăsa foarte mult timp afară, imediat vom lua forma din frigider. Eu voi folosi un plastic special pentru prăjiturile fără coacere. Dumneavoastră puteți să adăugați hârtie pentru copt. Voi adăuga puțină compoziție în formă. După cum vedeți, deja are o consistență ușor solidă. Voi întinde foarte bine compoziția. Iar peste această compoziție voi adăuga biscuiți de ciocolată.
Eu voi adăuga doar un strat de biscuiți. Dumneavoastră puteți adăuga 2 sau 3 straturi de biscuiți. Voi adăuga restul de compoziție ce mi-a rămas. Voi întinde foarte bine această compoziție pentru tortul meu de lămâie. Iar din acest moment, fiecare îl va decora cum dorește. M-am folosit biscuiți de ciocolată, voi adăuga puține bomboane tofu. Voi răzui puțină ciocolată neagră, puțină coajă de lămâie. Voi tăia puțină coajă de lămâie pentru decor. Voi introduce în frigider. Cum este foarte târziu, eu îl voi lăsa peste noapte în frigider, iar mâine dimineață voi continua cu rețeta. Dumneavoastră îl puteți face dimineața, iar peste 5 ore îl puteți scoate din frigider fără nicio problemă. Am scos tortul din frigider, îl voi scoate din formă și îl voi adăuga pe acest platou. Și așa arată tortul atunci când îl veți scoate din formă. În cazul în care doriți să fie foarte solid, puteți să adăugați un pliculeț de praf de gelatină în 20 de ml de apă, o veți lăsa timp de 5 minute să se hidrateze, apoi o veți adăuga în compoziție. Eu am dorit să am un tort foarte cremos, fără gelatină, foarte ușor de făcut și foarte rapid. Îl voi tăia pentru a vă arăta cum rămâne atunci când îl veți servi, dar înainte de a-l tăia, îl voi decora pentru această zi specială. Și așa arată tortul atunci când îl veți servi. Îl voi adăuga pe o farfurie. Vă garantez că o să vă încânte și această rețetă. Așa arată tortul. Să vă arăt cât de cremos este atunci când îl veți servi. Uitați ce consistență cremoasă are. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.